Polițiștii vor putea fi avansați la gradul profesional următor numai dacă vor fi apreciați pe durata stagiului minim cu calificativul de cel puțin satisfăcător. Aceasta este numai una din prevederile pentru care există speranța că se va putea regăsi în legea privind statutul polițistului. Există diferențe foarte mari între agenții de poliție care primesc 450 de lei compensația de chirie și ofițerii de poliție care pot primi până la 2500 de lei. Totodată, conducerea Sindicatului Național al Agenților de Poliție nu a renunțat la eliminarea anumitor prevederi referitoare la regimul disciplinar, prin care șefii comiteau abuzuri și sancționau polițiști pentru tot felul de fapte care nici măcar nu aveau legătură cu atribuțiile de serviciu. Până acum am reușit și am negociat ca agenții de poliție care au studii superioare să poată și ei să susțină examene atunci când sunt scoase la concurs funcțiile de până la șef de birou sau șef de secție de poliție rurală, și atunci în condițiile în care ei sunt admiși, câștigă concursul, li se acordă automat gradul de inspector principal, după care evoluează normal în carieră. Am negociat cu acești domni sâmbetele, sărbătorile legale să fie plătite cu spor 100%, așa cum de altfel sunt reglementate în ceva legi, dar nu se aplică. Și vrem să fie puse în negru pe alb. Negru pe alb în această lege. De altfel, conducerea sindicatului luptă pentru a obține dreptul ca polițistul să mai aibă un job după ce iese din programul său de lucru ca funcționar public cu statut special. Deci poate să-și crească niște animale la polițistul din Suceava, într-o comună de unde e, poate să-și crească, să aibă o microfermă. Poate să, nu știu ce să facă, doctorii care îi avem, da? Pot să meargă și ei la cabinetele particulare să mai lucreze în part-time după ora 4, pentru că acolo unde nu există contradicție nu e nicio problemă, sau poate să meargă polițistul că nu e nicio rușine să pună gresie și faianță, da? Deci atâta vreme cât nu există incompatibilitate... Exact, când nu există incompatibilitate și nu... Deci nu are de ce să nu facă, sau poate să meargă polițistul să predea la o școală legislație de circulație. Da? Nu văd de ce n-ar putea. Sunt atâtea locuri în care polițiștii pot să lucreze, da? Să-și suplimenteze veniturile. Exact, pentru că nemernici ăștia de guvernanți, care au guvernat și care vor guverna, nu se poate în următorii 20 de ani să le asigure un trai decent din salariu.